Salutări, eu sunt Alex. Astăzi am o proprietate de-a dreptul specială. O să vedeți, e una dintre cele mai tari priveliști pe care le-am avut până acum. Ne aflăm chiar la Cismigiu, suntem pe Schitul Măgurean. Hai să vedem despre ce e vorba. Laura mă filmează astăzi. Haideți să vedeți proprietatea. E o proprietate de-a dreptul minunată. Cum intrăm, ne întâmpină această oglindă mare, foarte faină. Vino, te rog, Laura, în partea din... În partea din spate aveam acest pantofar, se deschid toată o dată, da, sunt toate, instalația electrică, iată prima cameră, iată living-ul, living open space cu bucătăria. Avem practic orice are nevoie viitorul nostru chiriaș. La ce mă refer prin asta? Iată aparatul de aer încălzitor de la Beko, în partea de sus. Aici avem o cameră de depozitare, din nou un spațiu binevenit. Dar momentan nu o să-l prezentăm, e canapeaua acolo, e un spațiu binevenit de depozitare. Laura o să vă arate și televizorul, avem televizoare în ambele camere, atât în sufragerie cât și în dormitor. Iată și zona de bucătărie. Avem incorporate practic toate în această mobilă de bucătărie. Avem frigiderul, iată frigiderul nostru, Electrolux, avem bineînțeles și... În partea de jos e congelatorul. Iată, avem această plită de la Gorenie. Da, la gazul electric. Cuptorul, vedem. Hota este aici. Și o să vă arăt și mașina de spălat vase. Iată și mașina de spălat vase. Și încă o chestie foarte interesantă pe care vreau să vă arăt este cum se aprinde această zonă. Iată. Există un senzor. Sunt două lumini, una caldă și una rece. Lumina rece, așa se stinge. Deci avem doi senzori, cel de-al doilea este aici. Lumina rece și s-a închis. Bun. Iată cum sunt aceste calorifere, sunt pe verticală. Foarte faine. Avem ușile foarte mari, o să păstrăm pentru final. Vă arătăm doar un mic, un scurt spoiler, dacă vreți, cu aceste uși speciale și cu priveliștea de dreptul minunată. Mergem în cea de-a doua cameră. Mergem de fapt în dormitor. Haideți să vedem dormitorul. Poate eu nu o să mai intru, o să intre Laura să vă arate. Eu sunt lângă ea. Dormitorul minunat, priveliște către Cismigiu. O să mergem să vedem și priveliștea. Un spațiu de depozitare aici, în partea dreaptă. Și ce e bine să vedeți, iată cât de fain se vede Casa Poporului. Iată Casa Poporului și cu biserica... Catedrala Neamului, eu știți cu toții. Avem și de la televizor, toate sunt noi. Proprietatea noastră, apartamentul nostru cu două camere, este complet renovat și mobilat și utilat, îl vedeți. Avem și un aparat de aer condiționat de la Beko și în dormitor, deci avem aer condiționat în ambele locuri. O să vă zic și un aspect mai puțin pozitiv. Aspectul mai puțin pozitiv este că avem centrala aici, este lângă... Iată, avem centrală pe gaz, doar că este în această zonă. Eventual s-ar putea închide, pentru cei care îmi doresc, s-ar putea închide aici. Aici era un fel de balcon tip logie. Din acest motiv avem centrala proprie pe gaz, o avem aici. Vreau să vă mai zic un aspect pentru cei care vor închiria. De fapt, nu, mergem mai departe. O să discut cu cei care vor fi cu adevărat interesați de această proprietate de închiriat. Ce vreau să vă mai arăt, Laura, mai vine, te rog un pic, să le arătăm și... caloriferul, la fel pe verticală, foarte, foarte, foarte fain. Patul, v-am spus, totul este nou și cred că putem să le arătăm și priveliștea către Cismigiu. Vino, te rog, un pic. Ia să vedem dacă putem din partea aceasta, poate. A, de aici. Suntem într-adevăr între blocuri, iată Cismigiu este acolo. Bun. Revenim, o să mergem către zona de living, de sufragerie și de bucătărie. Iată, din nou, suntem în zona de sufragerie și bucătărie, livingul. Mergem să vedem și baia. Iată baia noastră, te rog, Laura. Avem duș. Îmi place că pe jos este pus astfel încât să nu aluneci, e pusă gresie astfel încât să nu aluneci. Știm cu toții că există probleme la unele băi. Aici avem doar un mic spațiu de depozitare, unde se mai țin ustensile. Grupul sanitar cu, iată, cu
cu această oglindă, chiuveta, foarte, foarte, foarte fain. Bun, mergem mai departe, acum ajungem și la piesa de rezistență. Nu uitați că aceste uși, o să vă arăt cum se închide aceste uși. Sunt niște uși speciale, glisante. Iată, deci avem ferumerie absolut super calitativă. Și iată modalitatea în care se deschid. Vedem, sunt de sus până jos, sunt de dreptul minunate. Hai să ieșim și pe terasă. Piesa de rezistență, priveliștea de dreptul extraordinară. De dreptul extraordinară, mergem să... Ce nu v-am arătat până acum și o să vă arăt acum este mașina de spălat rufe și uscător. Haideți să le vedem. Iată-le unde sunt încorporate. Super tare, s-a tras de la baie, s-a venit cu furtunele către mașina de spălat și către uscător. Totul e deosebit. Vino, te rog, Laura, să le arătăm și avem un hotel epoc, un hotel de dreptul deosebit, fix în centrul Bucureștiului, fix lângă Cismigiu, acolo o să vedem și parcul Cismigiu. Vă arată Laura, în spatele ei avem din nou Casa Poporului și catedrala de lângă Casa Poporului. Bun! Aici avem zona de terasă care este închisă, deci cu mare bucurie puteți bea un ceai de dimineață, puteți bea o cafea. Atât primăvara, vara, cât și iarna, e zona închisă. Extraordinar, avem și un calorifer în spate, deci este o zonă practic încălzită, fără problemă se poate bea ceva aici. După care ieșim pe terasa deschisă. Ieșim pe terasa deschisă și da, view-ul e de-a dreptul magnific. Avem terasa deschisă, iată Hotel Epoch. De-a dreptul sclipitor, minunat și iată și parcul Cismigiu este în partea dreaptă. Parcul Cismigiu, vedem și aceste, din nou, în zilele de vară, primăvară, se stă la această măsuță și aceste scaune o privește minunată. Mă, și bâlbâi, nu-i problemă, se mai întâmplă. Hai să le mai arătăm încă o dată Cismigiu, Laura. Sunt copaci din Cismigiu verzi, de-a dreptul minunați. Da, priveliștea e magnifică, aș putea spune. Avem o priveliște magnifică. Îmi place mult această proprietate. Vă reamintesc, tot ce vedeți aici este nou. Practic, tot ce vedeți este nou. O să merg un pic mai în spate. Vorbim de o proprietate cu suprafața de... În interior, probabil că avem vreo 40 de metri. Avem 50 în total cu tot cu această terasă deschisă, deși cred că e ceva mai mare. Cred că aici avem vreo 16 metri pe față, numai în această zonă de terasă. Vedem și aerul condiționat de la Beckham, inverter. Suntem la etajul 8 din 8, clădirea nu are risc seismic 1, se poate închiria, deși care comentați să știți că se poate închiria, are risc seismic 2, în schimb, risc seismic 2 înseamnă că proprietatea teoretic va rezista și un mic cutremur de intensitate. Vedeți voi definiția, nu suntem aici să dăm aceste definiții. Revenim un pic la proprietatea noastră care arată dreptul splendid. Proprietate Cismigiu, chiar la parc, de închiriat. Prețul de închiriere este 700 de euro pe lună. Eu, care obicei, sunt Alex. Nu uitați că toate sunt noi. Vă aștept cu mare de la vizionare. Toate cele bune, să ne auzim cu bine și să ne vedem cu bine.